Vă spun încă o dată pacea Domnului. Astăzi la lecție am început să discutăm despre legi. Și nu în același context, dar oarecum legat, aș vrea să mă adresez astăzi în primul rând părinților, dar nu numai. Este un subiect legat de educație în primul rând, dar depășește oarecum limitele. Și anume, dacă există legi, la încălcarea legilor urmează pedeapsă. Vreau să vorbim astăzi despre cum ar trebui să folosim, să administrăm pedepsirea în așa fel încât să fie un câștig. Eram în urmă cu ceva vreme și i-am spus ceva la fiica mea, pe care o rog să se întoarcă, să se uite la mine. Și ea mi-a răspuns, nu știu, am învățat de la școală, nu știu ce, așa, și mi-a răspuns destul de urât, ca ton, ca, nu era un cuvânt urât, dar nu o să o dau de gol în totul. Și în momentul acela, nefiind nici obișnuit să îmi răspundă în felul ăsta, m-am întors pe scaunul pe care eram la birou, m-am întors spre ea și m-am întors cu o față, că imediat am văzut că s-a schimbat la față. Din fericire, în același moment m-am și calmat, da? Pentru că deja simțise mâna că se îndreaptă spre... Și am spus, te duci la colț. Și s-a dus la colț, după ce a trecut un timp pe care l-am considerat necesar, am chemat-o, am stat de vorbă și vreau să vă spun că din ziua aceea, mai vorbit ea, că nu e înger, dar cuvântul ăla și în felul ăla n-am mai răspuns niciodată. Și am stat și m-am gândit ce bine că nu i-am aplicat o pedeapsă fizică, nu? Și m-am limitat la una de alt gen. Vedeți, pedeapsa este neplăcută pentru oricine o primește. Și atunci trebuie să vedem cum ar trebui să procedăm când este vorba de a pedepsi. În primul rând, vă invit să vedem ce este pedeapsa. Pedeapsa, și este o definiție proprie, este o sancțiune, ceva neplăcut, aplicată în mod intenționat unei persoane care a încălcat o normă scrisă sau nescrisă. Pedeapsa, ca să fie pedeapsă, trebuie să fie neplăcută. Dacă cineva se simte la închisoare mai bine decât în libertate, atunci pentru el aia nu e o pedeapsă. Nu? Va fi motivat să repete fapta ca să fie răsplătit în cazul ăsta cu închisoare. Pedeapsa este aplicată intenționat. Adică, dacă mănânc prea mult și pe urmă mă doare stomacul, asta nu e o pedeapsă, este o urmare naturală, o consecință. Și acestea pot să fie neplăcută. Pedeapsa vine din partea unei persoane, din partea unui grup sau din partea unei instituții. Și apoi, pedeapsa reprezintă o acțiune în urma unei încălcări a unei legi, a unei norme. Ca să existe pedeapsă, trebuie să existe lege care stabilește ce ai voie să faci și ce n-ai voie să faci. Și legea poate să fie codul penal, poate să fie un regulament de ordine interioară sau poate să fie cuvântul părintelui. Sau, în cazul bisericii noastre, tocmai discutam la lecțiune, avem și noi o lege civilă, și anume regulile care vin din manual. Da? Nu spune în Biblie
că pentru adulter, spune că adulterul e păcat, dar nu spune că pentru adulter trebuie să fie exclus. Asta este o regulă pe care am stabilit-o, corectă zic eu, și care este aplicată în interiorul bisericii noastre. Ei bine, iată un exemplu în Biblie. După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsă, spune Dumnezeu, Numeri 14 cu 34. Vedeți, pedeapsa este ceva neplăcut, aplicată în mod intenționat, aici de către Dumnezeu, ca urmare a încălcării, a neascultării de cuvântul Său. Ca să știm cum trebuie să pedepsim, trebuie să vedem care sunt scopurile corecte pentru care pedepsești. Și, stimații mei, frați și surori, în orice domeniu, că este vorba de biserică, de copilul nostru, oriunde, este fundamental care este scopul pedepsei. El trebuie stabilit înainte de a aplica pedeapsa. Înainte ca să dai o pedeapsă, trebuie să știi unde vrei să ajungi cu pedeapsa respectivă, ce vrei să obții. De aceea o pedeapsă dată la repezeală, în general, e greșită. Eu am găsit 3 scopuri corecte pentru aplicarea unei pedepse. Dreptate. Atunci când o normă este încălcată, dreptatea cere ca vinovatul să fie pedepsit. Dacă Gheorghe fură o găină de la Vasile și este prins, ce cere dreptatea? Să dea găina înapoi? Doar atât? Nu. Gheorghe trebuie să primească o pedeapsă în plus. Așa spune dreptate. Dacă tatăl îi spune lui Mitică, nu ieși afară din casă până când mă întorc, și Mitică pleacă la fotbal, care este legea aici? Care este legea? Cuvântul părintelui. Și atunci este drept ca încălcarea să fie pedepsită. Și Mitică trebuie pedepsit, nu pentru că și-a rupt pantalonii la fotbal, sau pentru că a transpirat, ci pentru că a încălcat cuvântul tatălui. Iată ce cere dreptate. Pentru păcat, plata este moarte. Aceasta este legea lui Dumnezeu. Vedeți că uneori dreptatea poate să fie foarte dură. Ce se întâmplă dacă dreptatea este încălcată și vinovatul nu este pedepsit? Ați văzut, dacă țineți minte predica de data trecută, ce s-a întâmplat în cazul lui David. Dacă Mitică nu este pedepsit de tatăl său, ce se întâmplă? Legea este devalorizată. Legea care a fost încălcată devine fără valoare. În cazul lui Mitică, care n-a ascultat de tatăl său și n-a fost pedepsit pentru asta, ce anume își pierde valoarea? Ce anume își pierde valoarea? Cuvântul tatălui. Mitică spune, zice el, dar și așa nu-mi face nimic. Și atunci, data viitoare, când tatăl îi spune, stai în casă, nici atâta nu se mai gândește, că tata și așa nu-mi face nimic. De ce în unele țări legile nu valorează 2 bani? Nu pentru că ar fi greșite, ci pentru că nu sunt aplicate și atunci nu se mai ține cont de ele. Să vedeți cum e în Franța. Când e vorba de legi unde statul să ia niște bani, alea le aplică cu strictețe și atunci oamenii se mai tem, nu? Se mai tem. Și acum fac o paranteză foarte importantă în practică. Dar apropo, dintre toate scopurile
corecte ale unei pedepse, dreptatea este cel mai ușor de atins. Da? E ușor să faci dreptate. În practică, trebuie făcută o distincție clară între un ordin și un sfat. În cazul unei neascultări de o poruncă sau unei treceri peste o interdicție, dreptatea cere pedeapsă. Pe când un sfat pe care îl dai, celălalt este liber să-l asculte sau nu. Dacă ai dat un sfat și el nu este ascultat, nu trebuie să urmeze neapărat o pedeapsă. De ce am spus că este de o mare importanță practică? În educație este foarte important să folosești cât mai multe sfaturi și cât mai puține porunci. Atunci când cel în cauză se convinge că sfatul pe care l-ai dat este bun, autoritatea celui care dă sfatul crește și e tot mai puțină nevoie de interdicție și poruncă. Adică, dacă îi spun copilului, vezi, nu-i bine să faci asta pentru că o să te doară, și el vede că așa se întâmplă, o să spună, măi, tata sau mama are dreptate, sunt deștepți. Și atunci nici n-am nevoie să-l pedepsesc, pe când dacă îi spun n-ai voie și el a făcut-o, sunt obligat să-l pedepsesc. Deci sfaturile care arată consecințele fac să crească respectul pentru persoana care le-a dat. Bineînțeles, dacă sfaturile sunt corecte. Și încă un element pe care îl consider foarte important. În orice domeniu, dar mai ales în educarea copiilor, ar trebui să existe cât mai puține legi, dar acestea să fie foarte ferme. Observați, Dumnezeu când a redus legea morală, câte legi ne-a dat? 10. Da? Rabinii, ei au găsit 600 în legile lui Moise și tot nu le-au ajuns. Au făcut atâtea că nu mai știai. Spun cei care sunt în domeniu, zice, domnule, în Elveția, codul muncii are 100 de pagini. În Franța are 2000. Că zice, n-ai cum să... Și în consecință spun, uite cum merge Elveția și uite cum merge Franța. Reguli puține, dar încălcarea acestora să aducă neapărat pedeapsă. Cu alte cuvinte, ai copilul care de la o anumită vârstă începe să pună mâna peste tot, da? Și îți strică la computer, îți strică, da, stau și vorbesc la telefon și dintr-o dată se taie linia. Și mă, ce s-a întâmplat? Băiatul a apăsat pe butonul care întrerupe internetul. Nu? Dacă e telefonul fix, nu mai funcționează. Și îi spun, vezi, acolo n-ai voie, acolo n-ai voie. Dar dacă n-are voie niciunde? Da? Deci trebuie să n-aibă voie în 2-3 locuri și atât. Restul, ca să nu-i umble în dulap, încui dulapul sau pun acolo ceva ca să-l blochez, să nu-l poată deschide. Îl lasă, umble, dar nu... Cărțile care le poate rupe, le-am pus mai sus, nu ca să nu-i spun că n-are voie niciunde. Legi puține, dar ferme, dacă umblă acolo unde știu că n-are voie, îi dau peste mână. Sau îi spun un nu, deocamdată la băiatul meu ajunge să-i spun un nu, așa hotărât și... Da? Se oprește. Da, dacă nu, primul scop, dreptate. Al doilea scop, binele celui pedepsit. Este al doilea scop corect pentru care să pedepsești pe cineva.
Să zicem că fetița lui Daniel face 3-4 ani și fratele Șbanca îi spune: n-ai voie să alergi pe bulevard. Și dacă fetița aleargă pe bulevard, ce îi spui? A, să știi că nu e prea bine lucrul ăsta. În cazul ăsta trebuie o bătaie zdravănă. Pe sora Cristina o trimiți acasă să nu vadă și copilul trebuie să simtă durerea așa de tare încât niciodată să nu-i mai treacă prin cap să alerge pe bulevard. Înțelegeți? Dacă aveți în casă un ceva pe care se poate urca, cel mai bine scoateți-l, nu? Dar dacă ați dat 10.000 de euro pe, mai știu eu ce, dulap, așa, și copilul se urcă acolo, da, știți cum e, începe să se urce și poate la un moment dat să se urce, să coboare, e problema. Îi spui nu și cum îl vezi că se apropie, îi înroșești puțin fundulețul. Ca nu cumva să trebuiască să-i pui după aia mână, picioare sau, Doamne ferește, coloană în gips. M-ați înțeles? Binele celui în cauză. Dacă, aici e mai greu, dar dacă fata de 18 ani se îndrăgostește de cel mai rău băiat care îl cunoașteți în lumea asta, o închideți în casă pentru, știu eu ce, decât o viață întreagă, e mai greu, nu? Dar 17 ani, că atunci încă ai... Înțelegi, sunt unele lucruri unde intervii mai ferm, cu pedeapsă, pentru ca să scutești persoana pe care o iubești de alte consecințe mai rele. Țin minte că în mașina condusă de prietenul meu, treceam pe stradă și un copil, la un moment dat, mergând înainte, era un grup de copii nesupravegheați, a traversat în fața mașinii. Și a fost un accident aproape mortal, aproape mortal. Copilul a rămas cu sechele pentru toată viața. N-ar fi fost mai bine părinții să-i fi tras câteva bătăi zdravene și să-i spună: n-ai voie pe stradă? N-ar fi fost mai bine? Sora Cristina, ar fi fost mai bine? Fratele nu-i de acord, da? Uite ce spune Biblia. Uite ce spune Biblia. Dacă cu mine... Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu... Nu iaua. Nu-i numai mângâială, e nu iaua, e durere fizică. Pe orice fiu pe care îl primește, pe cine îl iubește, pe cine nu iubește, nu te interesează. Nu? Vreau să vă spun un lucru. Dacă eu văd un copil, ăștia de pe lângă bloc, că aleargă să treacă mașina, poate îi spun așa: băi, vezi că nu-i bine, dar credeți că îmi bat capul să-l pedepsesc, să-l așa? Nu, pentru că nu mă interesează de el prea mult. Dacă se accidentează, nu mai e treaba lui, dar dacă e al meu, suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Întrebarea este pusă în așa fel încât ar vrea să spună următorul lucru: degenerat tatăl care nu-și pedepsește fiul. Dacă Dumnezeu, care ne iubește cel mai mult, ne pedepsește, dacă eu nu o fac, acum, să fie clar, pedeapsa nu e numai fizică. Deci nu, pedeapsa nu e egal durere fizică, dar pentru un copil până la 3, 4, 5 ani, nu? De la 5 ani încolo, deja înțelege și alte lucruri, dar nu? Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și plâns, nu? Plânge copilul și te doare, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Pentru binele celui în cauză, ca un mijloc de învățare a unor lecții foarte importante. Da? Adică, eu nu l-am bătut pe copilașul meu pentru că mi-a întrerupt internetul și m-a deranjat. Pentru că acolo
nu e pentru binele lui, e pentru binele meu. Da? Deci trebuie să găsim o soluția cea mai bună. Sunt unele lucruri, repet, atât de prețioase în viață, încât merită să provoci durere pentru ca ele să poată fi învățate. Și avem un exemplu negativ, foarte bun în Biblie. Fiii lui, Eli, nu au fost pedepsiți la timpul potrivit de către tatăl lor. Și pe de o parte, ce s-a întâmplat? Cuvântul tatălui a ajuns să fie zero. Eli le spunea, fiilor, nu este bine ce faceți, că dacă un om greșește, dar dacă greșiți înaintea lui Dumnezeu, și le-a spus. Dar nici măcar n-a intrat pe aici și a ieșit pe aici. Pentru fiul lui Eli a fost egal cu zero. Și știm sfârșitul lor. Ce bine ar fi fost dacă la vremea potrivită ar fi primit loviturile necesare și la o vreme mai încolo pedeapsa necesară, măcar trebuia să-i scoată din slujbă. Măcar atât. Și poate că i-ar fi salvat. Poate. Și al treilea scop corect pentru pedeapsă este avertizarea celor din jur. Vă dau un exemplu biblic, unde cineva a fost pedepsit de așa manieră că pentru el n-a mai ajutat, dar pedeapsa aia a arătat la tot poporul cum trebuie să se poarte. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Era vorba de respectul față de lucrurile sfinte, față de chivot, față de Dumnezeu. Uza își pierduse respectul, pentru că el a văzut chivotul tot timpul, și și-a permis de față cu oamenii, asta a fost pentru Dumnezeu, să... Și atunci Dumnezeu a intervenit ca toată lumea să știe cum trebuie să se poarte cu lucrurile care aparțin lui Dumnezeu, pentru învățătura celorlalți. Acesta este și motivul pentru care, unii nu înțeleg, pentru care au murit 50 de copii care l-au batjocorit pe Elisei. Pentru ca oamenii să învețe că profetul lui Dumnezeu trebuie respectat, că n-ai voie să-ți bagi joc de el. Și din momentul ăla, vă asigur, până la moartea lui Elisei, n-a fost copil, pentru că părinții ce spuneau? Ai grijă, nu cumva să-ți bagi joc de omul lui Dumnezeu, pentru că uite ce au pățit copiii lui X și lui Y și lui Z. Mergem mai departe. Unul din motivele pentru care, de exemplu, biserica uneori aplică anumite sancțiuni este și pentru ca ceilalți să învețe. De exemplu, dacă este un divorț nebiblic, oamenii nu mai vin împreună la un moment dat, dar o sancțiune arată că lucrul este rău și să știe și ceilalți că în cazul acesta urmează o sancțiune. Să știe și ceilalți ce este bine și ce este rău. Vă dau un exemplu de pedeapsă care ar putea să împlinească toate cele trei scopuri. Unul din copiii dumneavoastră fură penarul colegului său. Dumneavoastră i-a spus că n-are voie să fure. Și acum trebuie pedepsit. 1. Pentru că așa este drept. 2. Ca să învețe să nu mai facă asta și mâine să fure, știți, după un ou și altele, să fie ferit de rele mai mari. Și 3. Trebuie pedepsit ca și frații lui să învețe că așa ceva nu este permis. Observați? Și acum, cum pedepsești? Am văzut scopul. Cum pedepsim ca să atingem scopurile pe care ni le-am propus? Ei bine, pentru ca o pedeapsă să-și poată atinge scopul, prima regulă
este că ea trebuie să fie adecvată, potrivită față de încălcarea comisă. Deci, pedeapsa trebuie să fie așa, pentru o încălcare mică, o pedeapsă mică, pentru o încălcare mare, o pedeapsă mai mare. I-ai interzis copilului să se atingă de paharele de cristal, alea care le-ai primit de la bunica, moștenire de familie, la nuntă, ta-ta-ta. Acum, una este dacă copilul se atinge de paharul ăla, că n-a găsit altul și bea apă cu el, și alta e dacă îl ia și aruncă după sora lui. Dacă în ambele cazuri îi dai aceeași pedeapsă, apoi pedeapsa nu trebuie să fie prea mare sau prea mică față de greșeală. I-ai dat voie copilului să stea până la 8 afară și el vine la 10. Dacă tu îi spui, pentru că ai venit 2 ore mai târziu, un an de zile nu mai ai voie să mergi la prieteni, pedeapsa asta este prea mare, nu mai e adecvată. Dacă însă singura pedeapsă este să-i spui, să știi că nu-i prea bine că ai întârziat, atunci pedeapsa este prea mică. O pedeapsă prea mare are darul să incite la revoltă, la ură față de cel care o aplică. E nedrept, nu? Și atunci nu-ți mai atingi scopurile. Iar o pedeapsă prea mică te îndeamnă să continui în comportamentul respectiv. Vedeți că tot mai complicată devine problema. Cum spune Biblia? Domnul care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adică în concordanță, în mod adecvat cu ceea ce a făcut. În general, apoi, ca un sfat practic, cei care compun legi ar trebui să le facă în așa fel încât legea să faciliteze respectarea și nu încălcarea. Vă dau un exemplu. Dacă ești patron de patiserie și dai o regulă, nimeni n-are voie să guste nimic. Nu? Și tu, asta e o lege care facilitează încălcarea. Tu ești acolo la patiserie, numai mirosuri, numai... Dar dacă legea e în felul ăsta, puteți să mâncați cât vreți, că patronul știe că după un timp te saturi, nu-ți mai... Dar n-aveți voie să luați acasă. Când ați luat acasă, v-am dat afară. Asta e o lege care facilitează respectarea. Uite, domnule, mi-a dat voie, dar până aici? Oricum, cred că ați observat cât de important este ca înainte să dai o pedeapsă, să te gândești bine, să-ți iei timp. Iarăși, deosebit de important, mai ales pentru copii, dar nu numai. Decât să stabilești reguli și apoi să permiți să fie încălcate, mai bine nu le faci. Vă dau un exemplu. Vedeți, mâncatul copiilor la biserică. Eu am dat un sfat că nu e bine. În așa fel încât când ne uităm unii la alții, nu, să ne uităm într-un anumit fel, să ne simțim, să ne... Dacă eu dădeam o regulă și spuneam, nimeni nu are voie, atunci trebuia să stabilești o pedeapsă. Și-am ce pedeapsă? Ce să faci? Ce să-i... Să pui 10 euro la cutie? Să... Vă dați seama, adică m-aș fi pus eu într-o situație și comitetul în care să ne chinuim, să alergăm după... Și atunci mai bine nu o facem. Rămânem la nivelul de sfat. Sunt unele lucruri pe care poți să le faci și altele nu. Da? La fel cu diaconii. Am spus, domnule, uite, asta e lista, n-ați fost, dar dacă spunem, dacă viitoare nu veniți, toți sunteți dați afară din slujbă, iară după aia... Vedeți că nu e deloc simplu. În orice situație, apropo, consumatul apei, nu știți că am avut o discuție și ne-am tot gândit ce să facem, să fie apă, dar se varsă, se ia, se... Și atunci soluția a fost următoarea, am cumpărat biserica, înțelegeți, am cumpărat un filtru, este montat la robinetul care este afară, așa că apa care curge afară este filtrată. Sunt pahare, de acolo puteți să beți
cât vreți, puteți să luați și acasă. Și atunci am încercat, considerăm că am găsit cea mai bună soluție ca să nu mai... Vedeți, nu-i deloc simplu. Uneori stăm la comitet și discutăm cum să facem cel mai bine. Mergem mai departe. Deci, decât să faci reguli și să permiți să fie încălcate, decât să-i spui copilului tău 100 de lucruri și să-i permiți să le facă fără să intervine nimic, mai bine nu-i faci regulă. Dar, repet, sunt reguli care din start sunt foarte greu de aplicat. De exemplu, dacă nu vrei ca un copil care e singur acasă, de 8 ani sau de 9 ani, să se uite la televizor sau să intre pe calculator, nu-l lași singur acasă și îi spui, n-ai voie să te uiți la televizor. Pentru că regula aia e prea grea pentru el. Nici tu nu reușești să o respecti. Îți spui că să nu mai și tot, și vrei ca copilul să... Și atunci ce faci? Îți iei un televizor pe care poți să îl decuplezi în așa fel, un calculator în care, la care îi pui parolă și să nu mai pune. Acum, dacă e băiat, ajunge la o vreme că îți spune el toate parolele, dar înțelegeți ce vreau să spun. Faci în așa fel încât copilul să nu poată să se uite la televizor. Și atunci nu-l mai pui în situația să încalce regula pe care i-ai dat-o. Sau iei televizorul, da? Asta este cel mai, da? Ce faci când se duce la bunici? Pedeapsa să fie adecvată cu înțelegerea. Nu este un câștig să pedepsești pe cineva pentru un lucru pe care nu-l înțelege sau poate că nici nu cunoaște legea respectivă. Ca să fii în măsură să pedepsești, trebuie să te asiguri că omul acceptă legea. Nu trebuie să o accepte neapărat, dar trebuie să o înțeleagă. Să știe ce anume îi se cere și ce nu. Pentru că s-ar putea să spună, nu sunt de acord. Și atunci îi spui, eu sunt părintele, chiar dacă nu ești de acord, asta e regula. Ai înțeles-o? Da, bun. Știi ce ai voie și ce n-ai voie? Deci trebuie să știi că omul nu-l pedepsești și el nici nu știe că are sau n-are voie. Iarăși, spune Biblia foarte clar că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Da? Apoi, unde se poate, trebuie să ții cont și de motivația cu care cineva a făcut un lucru. Nu doar fapta. De exemplu, până la o anumită vârstă, copiii nu știu să facă deosebirea între motivație și faptă. Ionuț intră în cameră ca să fure niște marmeladă și sparge borcanul. Georgică vrea să-i facă mamei o surpriză de ziua ei, încearcă să facă curățenie în cămară și din greșeală răstoarnă 20 de borcane. Cine trebuie pedepsit mai aspru? Pentru un copil până la o anumită vârstă va spune Georgică pentru că a făcut o pagubă de 20 de borcane. Dar trebuie să ții cont de motivație. Și apoi trebuie să ții cont și de prezumția de nevinovăție, adică să pedepsești pe cineva numai când ești sigur că e vinovat. Mai bine eziți decât să pedepsești eventual pe cineva nevinovat. Asta e un lucru foarte grav, mai ales la un copil. Da? Mai ales la un copil. Și problema este că uneori copilul te minte de frică. Și atunci îi spui, ai făcut? N-am făcut. Da, de 3 ori m-ai mințit. Acum a făcut sau n-a făcut? Nu-l pedepsești până nu știi sigur și dacă a și făcut-o și te-a și mințit, îl pedepsești dublu. Apoi, pedeapsa, și este cel mai greu lucru, trebuie să fie adecvată persoanei pe care o pedepsești.
Înainte să te gândești, să pedepsești, te gândești cum e, ce vrei să obții. Dar trebuie să te gândești și cum e persoana pe care vrei să o pedepsești. E copil, e adolescent, e fată sau băiat, e muncitor sau inginer, e sensibil sau nu, e deprimat sau a trecut prin suferință. Ce anume prețuiește mult? De ce anume este frică? Toate trebuie să fie luate în calcul pentru ca să dai o pedeapsă potrivită. Asta înseamnă că două persoane, doi copii de exemplu, pot primi pentru aceeași faptă două pedepse diferite, una adecvată la primul și una adecvată la al doilea. Că dacă îi pedepsești pe amândoi la fel, dar pe unul doare și pentru al doilea aceeași pedeapsă e o răsplată, n-ai rezolvat nimic. Da? La un moment dat, nepotul meu locuia la părinții mei și făcea o grămadă de prostii. Bătaia pentru el era zero, nu-i plăcea, dar rezultatul era zero. Deci el bătaia îi dădea, îi țipa și cum s-a încheiat bătaia, s-a încetat și țipătul și el făcea mai departe. Deci era rezultat. Ca să conteze ceva, ca să nu mai facă, trebuia sau să-i tai din banii de buzunar sau din timpul pentru televizor. Nu, astea erau singurele lucruri care contau ca pedeapsă. Nu-i deloc ușor. Și acum, în final, câteva reguli concrete. Pentru ca pedeapsa să aducă un beneficiu. În primul rând, trebuie să știți că în anumite cazuri nu se poate. În anumite cazuri nici măcar Dumnezeu nu reușește să-L îndrepte pe cineva. Iată cum spune Dumnezeu la un moment dat în Iacov, în Isaia 1:5. Ce pedepse să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Spune Domnul, nu mai știu ce să fac cu voi. Și dacă Dumnezeu ajunge la capătul științei, vă dați seama că și pentru noi poate să fie lucrul acesta mult mai repede. Dar, cu toate acestea, nu trebuie să încetăm să încercăm să facem tot ce trebuie. Pornim de la premiza că pedeapsa este adecvată, este corectă și este bine aleasă. Am spus deja, persoana trebuie să cunoască legea, regula, dar și mai bine este când o și acceptă. Adică stai de vorbă cu copilul și îi spui, uite, n-ai voie să faci asta pentru că dacă o faci, ți se întâmplă cu tare lucru. Ești de acord cu mine? Și dacă i-ai explicat bine, copilul o să spună, da, sunt de acord. Bun, atunci suntem de acord că dacă o faci, o să urmeze lucru cu tare, pedeapsa asta. Și de obicei, dacă ai reușit să ajungi aici, nici nu mai este nevoie de pedeapsă. Nici nu mai este nevoie pentru că copilul nu va încălca. Deci tocmai de aceea, chiar dacă nu le convine, adolescenții, da? E cel mai greu. Adolescenții, cel mai greu dintre toate vârstele, acceptă regulile. Dar dacă stai de vorbă cu ei și le explici și îți iei timpul ăsta, cu adolescentul nu mai merge ca și cu copilul, la copilul până la o vârstă îi spui, n-ai voie, punct, dacă nu te duci la colț. La un adolescent nu merge asta, dar se răzvrătește împotriva ta. Și atunci trebuie discuție, trebuie timp, trebuie, nu? Educația nu este pedeapsă și atât, asta e numai sfârșitul. Cel mai bine este ca atunci când stabilești regulile, puține și stricte, dinainte să stabilești și pedeapsa. Măi, uite, n-ai voie asta. Dacă o faci, asta urmează să se întâmple. Ești de acord? Și atunci, dacă și el a fost de acord dinainte, apoi un alt lucru foarte important. Dacă persoana care pedepsește este percepută ca un prieten, ca un apropiat, dacă știi că ține la tine, sunt mari șanse ca să accepte pedeapsa. Da? Ce încerc eu, de exemplu, să explic fetei mele când e o pedeapsă, că atunci când o pedepsesc și pe mine mă doare. Nici mie nu-mi place. Și de obicei când îi explic așa, reacția este că vine și mă ia în braț. Deci,
Nu, deocamdată mesajul... Deci sunt anumite lucruri care pot să fie făcute. Cel mai greu îmi este când sunt într-o biserică, da? Acum la Drancy, de exemplu, și urmează să pedepsim pe cineva pe care eu nu-l cunosc încă. Dar n-am avut nicio discuție, n-am avut și prima discuție care o am cu persoana, să-i transmit pedeapsă. Nu? Și atunci e foarte greu să-i spui că de fapt îi vrei binele când... Apoi, pedeapsa trebuie să fie pentru încălcarea legii, a normei și nu pentru mărimea pagubei. De exemplu, îi spui unui copil de 10 ori să nu pună mâna pe vaza chinezească. Da? A 11-a oară când a pus mâna pe ea, o sparge. Și a 11-a oară atunci îl bați. Sau îl trimiți la colț. Sau ce i-ai transmis? Că nu contează încălcarea, ci contează paguba care a făcut-o. Și că atâta timp cât nu ascultă, dar nu face pagubă, e ok. Observați? Nu paguba, ci încălcarea normei. Cu alte cuvinte, da, ar fi un nonsens. Pedepsești copilul când trece strada, nu după ce l-a călcat mașina. Deci nu paguba. Nu aia e... Apoi, am mai spus lucrul ăsta, regula de aur. Nu dați sau aplicați niciodată pedeapsă la nervi. E cea mai bună metodă să-l faci pe celălalt să-și piardă respectul față de tine. Niciodată la nervi. Săptămâna trecută eram cu fata mea și la sfârșitul melodiei la pian, unde eram împreună, a greșit. Și am spus, o faci de la capăt. Și iar am ajuns la capăt cu ea și iar a greșit. Și atunci un lucru care nu-l fac așa, dar am ridicat tonul, am luat foaia care i-am trântit cu ea și fata a început să plângă. Și mi-am dat seama că am greșit. Unu, că ea a greșit fără să vrea, da? Mi-am cerut scuze, i-am spus că sunt obosit, era seara după nu știu câte lucruri care am avut să le fac, mi-am cerut iertare și mi-am dat seama că am greșit. Da? Și mi-am spus, nu trebuie să se mai întâmple. Da? Acolo unde este cazul, ultima regulă. Cel care stabilește regula și pedeapsa să o respecte și el cu strictețe. Da? De exemplu, copilul este încă mic, când e mare înțelege. Copilul este încă mic. E alergic la alune. Se întâmplă. Da? Dacă mănâncă alune și spui n-ai voie să mănânci alune. Tu nu ești alergic la alune. Dar ce faci ca să-l ajuți? Nu mănânci nici tu ca să te vadă. Dacă nu te vede, n-ai, nu e o problemă până la... Dar niciodată, deci nu pui alune, n-ai alune în casă, nu pui alune pe masă, nici când vin musafiri și nu mănânci. Da? Dacă îți faci regulă, nu mănânci nici așa, eventual cu atât mai bine. Deci e ca să îl ajuți pe copil să vadă că și tu, chiar dacă copilul are 18 ani, înțelege de ce tu nu și... La fel, știi că, și așa este, e foarte rău pentru un copil să se uite la televizor, mai ales până la 6 ani și mai ales până la 12 ani. Până la 6 cel mai grav și după aceea până la 12. Ce faci? Îi spui, tu n-ai voie, că îți face rău. Treci în cameră, că eu mă uit. Nu merge. Nu merge. Înțelegeți? Am observat deja, dacă nu știam, dar știam, pentru că în cadrul pedepsirii sunt două mari greșeli care se fac și pe care le-am observat și cu care mă lupt și eu. Una, sunt părinți care sunt prea aspri și pedepsesc prea dur, da? Care îi fac pe copii să stea terorizați
în fața părinților, și este una din marele greșeli, și cealaltă, nu îi păzesc, nu îi pedepsesc deloc. Și și asta se vede, da? Și asta se vede. Vezi că e câte un copil care face toate prostiile pentru vârsta lui și părintele nu-i zice nimic. Și atunci, da? Și problema nu este că mă deranjează, adică este și asta că mă deranjează pe mine sau ne deranjează pe noi acum, dar credeți că o să începeți să-i puneți reguli când o să aibă 6, 8, 10? Asta e o mare capcană. Lasă când o să înțeleagă, atunci o să înțelege el. Când încă niciun cuvânt nu poate să spună, numai ba, ba, ba și așa, și el deja știe. Da? Acestea sunt cele două mari capcane. După tot ce am spus, cred că v-ați dat seama că un om, fără să fie influențat de Duhul Sfânt, n-are cum să nu greșească. Dar rețineți un lucru. Când este vorba de copiii noștri, este cel mai mare dar pe care îl putem avea pe pământul acesta. Și în consecință este cea mai mare responsabilitate pe care o putem avea pe pământul acesta. Așa că greșelile sunt enorme și contează enorm. Dumnezeu să ne ajute ca să îi cerem sfatul, să căutăm înțelepciune la el și cu copiii noștri, dar și în orice alt loc unde e cazul să procedăm cu înțelepciune în ceea ce privește regula pe care o stabilim și eventual pedeapsa. Dumnezeu să ne ajute să nu avem nevoie să pedepsim, nu e cel mai frumos lucru. Dar dacă se întâmplă, să procedăm după voia Lui. Amin.